Având în vedere prevederile articolului 19, alineatul 1, litera A, din legea 188 pe 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează exercitarea cu caracter temporar prin detașare în condiții legii a funcției publice de prefect al județului Înalț de către domnul Angheluță Ioan Vlad. Semnează prim-ministru Dacian Julien Cioloș, contrasemnează ministrul afacerilor interne Petre Todor. București, 2 martie, hotărâre numărul 118. Am să dau hotărârii, cuvântul, citire hotărârii privind aplicarea mobilității pentru doamna Dobrila Niculina din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de prefect al județului Neamț. Având în vedere prevederea articolului 19, aliniatul 1, litera A, din legea 188 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, și are articolul 33, aliniatul 1, litera C, din hotărârea Guvernului 341 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se dispune aplicarea mobilității pentru doamna Dobrila Niculina din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de prefect al județului Neamț. Semnează prim-ministru Dacian Julien Cioloș, contrasemnează ministrul afacerilor interne Petre Todor. București, 2 martie, hotărârea poartă numărul 124. Acum să continuăm prin a ruga-o pe doamna prefect să depună jurământul. Jurământ. Eu, Dobrila Niculina, numită în funcția publică de prefect al județului Neamț, prin hotărârea de guvern numărul 124 din 2 martie 2016, depun următorul jurământ de credință, în conformitate cu dispozițiile art. 62 aliniat 6 al legii numărul 188 din 1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numită, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să ne ajute Dumnezeu. Am să rog pe, vă rog să luați loc. Am să rog pe doamna prefect să spună câteva cuvinte cu ocazia investirii dânsii. Sunt onorată pentru această numire în funcția de prefect al județului Neamț. În același timp pot spune că sunt bucuroasă că revin în această instituție în care lucrez de la terminarea facultății din 1993, în care am lucrat până în 2009. Drept urmare, cunosc mecanismele de funcționare, cunosc cadrul legislativ, îmi cunosc colegii și toate acestea consider că e un atuș și mă vor ajuta în îndeplinirea atribuțiilor pe care le am conform legii. Știu de asemenea că revin într-o instituție consolidată, care între timp are parte de un management modern bazat pe proceduri și asta se datorează muncii în echipa colegilor pe care i-am lăsat aici și a fostei conduce. Obiectivul prioritar este respectarea legii. Acest obiectiv am de gând să-l am în vedere pe perioada cât voi îndeplini această atribuție. De asemenea, știm că acest an este un an cu două categorii de alegeri, deci din acest punct de vedere va fi un alt obiectiv specific, respectiv organizarea impecabilă a operațiunilor care sunt în sarcina instituției prefectului. Și în condiții de transparență și de legalitate. Sp-
Sper că vom avea și îmi doresc și sunt convinsă de fapt că vom avea o bună colaborare cu toate instituțiile și totodată celor care ni se adresează conform atribuțiilor pe care le avem, respectiv cetățenii, parteneri sociali, reprezentanți ai mass media, le transmit cu sinceritate că vor avea tot timpul ușa deschisă. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și îmi exprim convingerea că vom avea o bună colaborare și vă doresc numai bine, sănătate! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Da? Puteți. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Doamna prefect, permiteți-mi să vă adresez felicitări și să vă strâng mâna. Mulțumesc. Și nu-mi rămâne decât să promitem județului Neamț, locuitorilor din județul Neamț, văd că tremurați foarte tare, e explicabil că aveți emoții, vreau să le promitem că noi, femeile, suntem puternice și facem performanță în administrația publică locală. Vă doresc mult succes și voi fi alături de voi. Și din partea Consiliului Județean, domnul vicepreședinte, are un buchet de flori pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc mult!